nu o să, o să-i le adresați dumnealui. Deci, când vorbește domnul Băsescu de chestiunile astea psihologice, că e spart arestatul, la ce se referă? Adică, la clienta dumneavoastră, cum stă treaba? Aș vrea să-mi exprim un punct de vedere personal. Ei, da. Și aș vrea să încep cu chestiunea de principiu. Aud tot mai mult, peste tot, sloganul ăsta, că trebuie să avem încredere în justiție. În primul rând, noi cam confundăm noțiunea de justiție, includem aici la pachet și procurorii. Greșit, justiția este numai zona de instanțe, în frunte cu un alt acord de casație și justiție, pe de o parte. Pe de altă parte, ca și atunci când e vorba de oameni, avea încredere ab initio, fără niciun fel de verificare a acelui document sau acelui om, mi se pare greșit. Încrederea o capeți într-un om sau într-o justiție sau într-o instituție, în funcție de faptele, sau, mă rog, dacă e vorba de instituție, de acțiunile acelei instituții. Eu nu pot să am încredere abilită numai pentru că așa vrea cineva și pot fi la modă și tot lansăm sloganul ăsta să avem încredere în justiție. Da, vom avea încredere în justiție atunci când instanțele de judecată ne vor convinge că trebuie să avem încredere în ele, adică vor respecta legea. Pe de altă parte, ca să ajung la problema arestului preventiv, eu aș identifica o dublă problematică. Avem de a face cu un cadru legal lax, foarte general, prea puțin obiectiv, în care se poate lua măsura arestului preventiv, această măsură transformându-se din cauza acestui cadru într-o măsură curentă și nu una excepțională așa cum ar trebui să fie. Pe de altă parte, și aici trebuie să ajungem la subiectul principal, condițiile efective de arest. Ceea ce nimeni nu vrea să spună cu subiect și predicat este faptul că în aceste condiții de arest tu devii, nu mai ești om. Condițiile sunt inumane, sunt degradante și în afara dreptului la libertate care este privat prin măsura judecătorului, ești privat de foarte multe lucruri. De exemplu, ești privat de simplu drept la igienă. Nu ai apă caldă, nu ai toaletă, toaleta este în cameră. În 9 metri pătrați locuiesc 4 oameni, 4 de suprapuse, de așa natură încât cel care stă în patul de jos nu se poate ridica înșezând. Trebuie să stea toată ziua întins. Nu există niciun fel de activitate de recreere, nu se poate face sport. Curtea de aer, așa zisa curte de aer, în care echipurile, arestatul poate să petreacă câteva minute pe zi, are impresionanta suprafață de 12 metri pătrați. Este insalubră, nezugrăvită, cu 3 sau 4 rânduri de gratii. Asta este atitudinea, sau mă rog, este condiția încarceratului, atenție, care beneficiază de prezumția de nevinovăție în România. Da.